Am fost la Ministerul Muncii la București, unde am avut discuții cu secretarul general al Ministerului Muncii, domnul Păun, în legătură cu avizarea proiectului de hotărâre de guvern privind plății compensatorii la Termica. Așa cum am mai spus, în discuțiile avute cu domnul viceprim-ministru Dragnea la Iași, Ministerul Dezvoltării Regionale a finalizat și a înaintat hotărârea de guvern privind plății compensatorii la Termica. Proiectul de guvern urmează să ia avize de la Ministerul Muncii, de la Ministerul de Finanțe și la Ministerul Justiției. Am promisiunea că în cursul zilei de astăzi va fi avizat la Ministerul Muncii, este o comisie de specialitate care se ocupă de asemenea avize. El a ajuns în cursul zilei de luni, la Ministerul Muncii. Deja am avut discuții la Ministerul de Finanțe, la Direcția de Specialitate, în așa fel încât să urgentăm această hotărâre de guvern, în așa fel încât salariații de la Termica să poată beneficia de plăți compensatorii la guvern. Încă o dată spun, este o problemă de sistem acolo la Termica, salariații de acolo nu au nicio vină și, așa cum am demonstrat până acum, sunt alături de ei și vrem să facem tot posibilul să beneficieze de aceste plăți compensatorii. În măsura în care va fi nevoie, mă voi urca mașină și voi merge din nou la București, pentru că asta este realitatea. Birocrația este un lucru care știm cu toții. În măsura în care se urmărește îndeaproape proiectul, putem scurta termenul de aprobare a lui.